Doamnelor și domnilor, bun găsit! Suntem din nou la Vatra satului Făgărășan, emisiune care își propune să aducă în fața dumneavoastră oameni, obiceiuri, talente, oameni impresionanți care au ceva de spus, care au o poveste de viață extraordinară. Sunt Mia Greavu și continuăm și astăzi discuția începută în emisiunea trecută cu domnul Gheorghe Motoc, coregraf al Țării Făgărașului de peste 50 de ani. Bine ați revenit la noi în emisiune, domnul Motoc! Bine v-am găsit! De asemenea, astăzi alături de noi este și domnul Ovidiu Moga, președintele ansamblului Horița, ansamblu comunei Lisa, ansamblu înființat aproximativ acum un an și jumătate. Bine ați venit la noi în emisiune! Mulțumesc pentru invitație! Înainte de a discuta cu dumneavoastră despre Horița și ce înseamnă Horița pentru comuna Lisa, continuăm discuția începută în emisiunea trecută cu domnul Motoc. Și îl întreb de data aceasta, pentru că acolo am rămas cu discuția, care sunt turneele internaționale la care ați participat dumneavoastră în calitate de coregraf cu ansamblu Făgărașul? Păi, primele două le-am spus data trecută, au fost Tunisia și Anglia, da. 69 și 71, 74 a fost Bulgaria, 76 Turcia în orașele Bursa și Gemlik. După aceea în 77 a fost Cipru și cu ansamblu de la liceu industrial a fost Anglia, la Essex. O să vă întrerup cu o întrebare. Să-mi spuneți și premiile pe care le-ați obținut la aceste festivaluri, dacă au fost festival concurs sau doar participări? Unele au fost și concurs, dar unele au fost numai spectacole, nu. Și festivaluri internaționale, dar fără da. Premii. Participări. În general, au fost festivaluri. După aceea, după 77, 80 au fost Franța și Belgia. În 88 a fost un festival foarte mare la Moscova. Un festival internațional de folclor din toată lumea. Și a fost dat prin interviziune. Noi aici, în Făgăraș, pe timpul ăla nu puteam să prindem interviziunea, dar cei din București au văzut. Am fost bine cotați la acest festival și apreciați de jurul de acolo. Juriu. Deci Moscova în ce an? 88. Puteți să-mi spuneți cu câți dansatori ați participat? Aproximativ, că bani e mult. Păi, da? Aveam și orchestră, aveam și soliști, aveam și dansatori, cam 12 perechi. 12 general. Perechi. Ansamblu Făgărașul. Ansamblu Făgărașul. Da. Da. După aceea, în 90 a fost iară Belgia și în 94 a fost America. Ieșirea din... Cu cele patru perechi. Da. Da. Și în America, de acolo v-ați întors? De acolo am întors cu o pereche. Cu o pereche. Da. Pentru că restul au rămas în state. Restul au rămas în Statele Unite. Și să înțeleg că în anul 94, dumneavoastră ați încetat colaborarea cu ansamblu, adică nu ați mai fost coregraf. N-am mai vrut să mă duc să lucrez, pentru că nici nu se punea bază, nu mai era după Revoluție, atunci era o debandadă mare. Și cum priveau autoritățile partea asta de folclor? Păi atunci, după Revoluție, bineînțeles că nu a venit niciun sprijin, niciun ajutor din partea nimănui. După aceea, după 99, după 2000, atunci am început ca să se înființeze iară formații și să...
Și totuși eu am aici în față și o arăt și telespectatorilor o diplomă pe care ați obținut-o mult după ce ați încheiat activitatea cu ansamblul Făgărașul. Da, mi-a dat-o primăria orașului Făgăraș pe timpul lui primarul Ioan Bărbuț. Da, o diplomă de excelență conferită domnului Gheorghe Motop pentru activitatea plină de dăruire depusă în slujba culturii și comunității făgărașene. Da. Da, frumos. Vreau să vă mai întreb, cu câte formații ați mai lucrat în afară de Făgăraș? Păi, aveam un calendar, îmi făceam un calendar, că nici nu mai știam unde trebuie să mă duc în fiecare zi. Am lucrat cu liceul agricol, am lucrat cu liceul industrial, am lucrat cu ansamblul combinatului, am înființat o formație la economica din Făgăraș, am lucrat la generală 3, am lucrat la generală 1, școlile. Doamne, dar cum le făceați față? Pe zile. Pe zile. Făceam calendarul și pe zile. Da. În țară, coregrafi din țară pe care i-ați cunoscut și cu care ați colaborat, coregrafi cunoscuți aveți? Cei mai însemnați coregrafi ai țării, pe timpul meu atunci, în tinerețe, era Tita Sever, Gheorghe Baciu de la ansamblul Armate, Holevas, care era la partea sindicală, adică el aparținea de formațiile de la întreprinderi, Holevas. Așa? Și mai era Popescu Județ, erau mai mulți. Dar în general cu ăștia am lucrat. Ați legat prietenii cu careva dintre? Da. Dânsii. Și unul dintre cei mai buni coregrafi, adică el a și înființat institutul ăsta de coregrafie și folclor, a fost Nicolae Nistor, din comuna Țântiș, județul Alba. Și a înființat Institutul de Coregrafie și Folclor? Institutul de Coregrafie și Folclor. El de la București? De la București. Aha. Eram prieten foarte, foarte bun cu el. Și ca dovadă, în 88, tot vorbeam la telefon să-mi dea un turneu afară și zice, lasă că îți dau, așteaptă. O să-ți dau. Bine, domne, dar zic, nu mai vreau un vest. Dă-mi undeva în est. Și m-a anunțat că, zice, trebuie să mergi la Moscova. Dar, zice, nu-s formele făcute, că doamna Elena Ceaușescu semna. Și pe timpul ăla, regimul din România cu cel de la Moscova erau puțin lacuțite și nu ne aproba. Dar zice, formația ține-o în priză, că zice, până la urmă o să semneze. N-are ce face. No, și am ținut-o în priză până m-a anunțat, gata, plecați. Am plecat cu trenul, am mers 4 zile și 4 nopți. Doamne. Până la Moscova. Frumos. Da. Poate dintre coregrafii și prietenii dumneavoastră doriți să-i salutați prin intermediul emisiunii noastre. Da. Păi, în general, trebuie să salut primii dansatori care au lucrat cu mine și cu care am înființat ansamblul Făgărașul. După aceea, soliștii, cum a fost George Rotaru, Mariana Șandru, Mioara Marinca, Viorica Cervu și alții. Adică cei mai importanti soliști ai țării Făgărașului, care ne reprezintă de ani buni. Da, da, da. Da. Și a venit și momentul în care să vă întreb despre data de 9 iulie 2017. Data în care ați venit la Lisa. Da. La ansamblu Horița. Înainte să vă întreb cum, îl întreb pe domnul Moga, de ce
numele Horița sau cum numele Horița? Numele Horița provine din dansul al comunei Lisa, dans care este înființat de foarte mult timp și pentru prima dată în 1918 s-a dansat la venirea celor care au semnat de la Alba Iulia. Acest dans se dansează și în ziua de anul nou, de ceata de feciori, după datul în strai. Pentru menținerea acestui dans ne-am gândit numele de Horița, dans care acum copiii îl dansează, l-am învățat, l-am adus la suprafață și îl dansează, l-am dansat pentru prima dată la zilele Lisei. Zilele Lisei. După care la evenimentul de unire, nu? Da. Și la Alba Iulia. Și la Alba Iulia. La Alba Iulia. La, da. Și noi am semnat la Alba. Da. Câți copii aveți în prezent în Horița și cum ați reușit să adunați copiii? Și încă o întrebare esențială. Copiii din Horița sunt doar ai comunei sau sunt și din afară? Nu, sunt doar ai comunei Lisa. Și la ora actuală este o prezență undeva la 28 de copii. Din toată comuna Lisa. Da. Îl întreb pe domnul Motoc acum și cu tot respectul. Cum de v-ați hotărât și ați rămas la Lisa? Pentru că eu știu din povești că nu ați refuzat, ați mai avut o grămadă de tentative de colaborare și le-ați refuzat. Și totuși la Lisa ați rămas. Ceva determinat. Eu sunt un om care dacă spun odată da, mă țin de cuvânt. Așa că dacă am apucat de-am zis da, trebuie să o duc până la capăt. Ați mai lucrat vreodată cu copii așa mici? Am lucrat la școlile generale. La școlile generale, la care le-ați pomenit. Sigur, da. Da, aici. Pentru că trebuie iarăși să specifică, să ne spune tot domnul Moga, ce vârste au copiii din Horița, între cât și cât? Vârste cuprinse între 8 și 14 ani. 14 ani. Și acum vin cu întrebarea care se pune în mod normal. Cine vă susține financiar? Unde au loc repetițiile? Totuși, este un ansamblu cu mulți copii care trebuie susținuți. Da, repetițiile pe timp de vară se țin în Căminul Cultural Lisa. Ne face foarte comod scena care o avem, așa da. Copiii poate să învețe să danseze pe scenă. Acum, pe timp de iarnă, ne-am mutat într-un local la Breaza, închiriat de ansamblu, unde plătim chirie, pentru că nu a fost posibilitatea de a încălzi căminul. Acolo putem face focul și putem totuși repeta mai decent și să vorbim ca parte financiară, primăria în primul rând, mare mulțumită domnului primar Moga, ne-a ajutat foarte mult dându-ne spațiu pentru repetiții, transportul la fiecare ieșire care am avut și membrii din ansamblu, plus anumite două, trei firme din Făgăraș care de câte ori mergem și plângem, ne ajută. Așa, și vreau să-mi spuneți acum câteva vorbe și despre părinții copiilor. Cum vă susțin ei? Da, este o susținere destul de mare și din partea părinților, pentru că de multe ori când ieșim la spectacole, să avem un spectacol chiar, ce știu, vineri, sâmbătă, duminică, să avem trei spectacole la rând, de multe ori părinții zice, da, ne-am cam săturat de splacămăși și de atâta muncă și din partea financiară este o susținere destul de... Da, și înainte să intru din nou în discuție cu domnul Motoc despre realizările care le are din punct de vedere coregrafic, vreau să vă întreb despre costume. Costumele copiilor, de unde le-ați procurat? Sunt costume personale, fiecare cu costumul lui,
costume procurate, mă gândesc, din, de la părinți, de la bunici. Vechi, autentice. Vechi, autentice. Da. Iar încălțămintea este achiziționată de ansamblu, plus pantalonii la băieți, cămășile făcute. Lucru care se vede pe scenă când urci. Toți încălțați la fel, cu cămăși la fel. Da. Este un lucru frumos, foarte bine, foarte prezentabil. Ansamblu Horița a înflorit așa într-un timp foarte scurt și s-a ridicat și a obținut și premii datorită coreografiei domnului Motoc. Eu am în fața mea diplomele, mare parte a diplomelor de la Ansamblu Horița. Vreau să vă punctez câteva. Odată, participarea și locul întâi de la categoria tineret. Vi-l arăt imediat. Aici. Avem așa. Trofeul festivalului pentru Ansamblu Horița la categoria tineret la Cristian. Da. Da. Avem premiul la un festival internațional, premiul întâi, Ansamblu Horița, la Prejmer. Unde la Prejmer am fost profund impresionată de diploma, deci odată, premiul special pentru promovarea obiceiului de iarnă Plugaru, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la punerea în scenă a operetei Crai Nou, deci obiceiul Plugaru, obicei făcut de domnul Motoc cu ansamblu, și premiul special obținut de domnul Motoc pentru cea mai bună coreografie din concurs la Festival Internațional, și pentru asta jos pălăria și tot respectul nostru. Vreau să vă întreb, cum percepeți dumneavoastră copiii și oamenii din lista? Ați lucrat acum, lucrați de aproape un an jumate cu ei. Cum îi vedeți? Cum avem perspective de viitor? Sunt? Perspectivele sunt, că nu, copiii se modelează, dar trebuie să mai punem puțin biciu pe dânsii, pe copii. Pe unii. Copii, bineînțeles, nu pe părinți. Sau părinții să pună, mai bine spus. Se lucrează destul de greu cu ei, pentru că nu. Nu sunt obișnuiți cu repetițiile în care trebuie să păstreze liniștea, trebuie să păstreze calmul, dar nu. Scopii deocamdată, probabil că încă într-un an de zile se vor cuminți mai bine. Oricum, sunt convinsă că se uită cu sufletul la gură la emisiune să vadă ce puteți să spuneți. Copiii sunt în formare și au toate șansele să meargă cu succes mai departe. Da. Copiii au până acum montat vreo 400 de dansuri. Acum am început încă 200, care sper să fie gata de curs de 2-3 luni, până prin primăvară, vară, se pot pune în scenă. Și după care vom continua cu alte dansuri care le vom pregăti pe parcurs. Da, îl întreb pe domnul Moga dacă este greu să înființezi un ansamblu. Cum au primit oamenii din Lisa, comunitatea, ideea asta că este un ansamblu și care încet încet a prins rădăcini și capătă forță. Da, unii mai bine, unii mai puțin bine. Ați avut vreodată incidente? Ne aducem aminte că lucrăm totuși într-o comună unde nu s-a mai lucrat de mult cu omul. Și atunci omul a ajuns la un moment dat unde nu mai au încredere în ceea ce face altcineva și nu mai au încredere ca cineva poate să lucre gratuit sau să facă ceva frumos din acea comună. Am avut și ceva incidente la repetiție. Ne-au
ce nu ne-au lăsat să ne ține repetiția în cămin, am dansat afară din cămin. Anumite persoane care a doua zi aveau o pomană și le deranjau foarte mult. Și nu este ușor să înființez un ansamblu, pentru că ne dăm seama și cred că acum mi-am dat seama că este foarte mult de muncă. Avem aici pe domnul Motoc, care știm cât este de lucru și cât se lucră cu copiii să ajungi, în orice caz, la înălțimea la care suntem acum. Și eu acum, fără, cu tot respectul pe care vi-l port, țin să specific lucrul acesta. Domnul Motoc are o vârstă, pot să spun? Da. Dânsul a împlinit anul trecut 72 de ani. Și eu l-am văzut în repetiții câtă forță și cu cât drag face ceea ce face. Vi se pare obositor, vă obosește ceea ce faceți câteodată? Păi, bineînțeles că vârsta spune cuvântul, dar... Noi n-am zis. Caut ca să fac eforturile care trebuie făcute pentru ca să poată să mobilizeze și copiii și să prindă absolut toate părțile astea coreografice care se montează în timpul dansurilor. Da, când au loc repetițiile? Și vreau să vă întreb dacă vin copiii cu drag, dacă copiii simțiți că vin cu drag la repetiții. Au început să vină cu drag. Repetițiile au loc vinerea și sâmbăta, de la dată stabilită, până la urmă, și prin consiliu local. Printr-o hotărâre de consiliu. Printr-o hotărâre de consiliu, ca să putem să avem spațiu doar numai pentru noi, să nu ne mai facă să părăsim căminul, să dansăm pe afară, să dansăm... Vă intersectați cu tot felul de alte probleme care se ivesc. Da. Și copiii încet, încet vin cu drag la repetiții pentru că au început să le placă. Au început să fie un grup unit. E bine că le intra microbul, știi, că dacă apucă de le intră microbul, este foarte greu de scos. Atunci, după aceea nu se mai lasă. Da, nu se mai lasă. Să dea Dumnezeu așa să fie, da. Să nu se mai lase. Planuri de ieșiri pe anul acesta aveți cu ei? Să sperăm că vor fi. Și vom merge și în țară la diferite festivaluri, cred. Da. Eu vreau să vă întreb despre originalitatea dansului și a costumului. Faptul că dumneavoastră țineți foarte mult la autenticitate și costumul să fie vechi, nu? Da. Specific zonei, nu intrați niciodată în coreografie fără costumul specific dansului, nu? Bineînțeles. Este o... Asta are cea mai mare importanță. Inclusiv la concursuri. La oriunde, în orice spectacol. Nu poți să dansezi dans de oaș cu costum de... Someș. Sau cu costum de Lisa. Corect. Deci când, deși, din păcate, când, se dansează. Când se, deci asta e problema cea mai acută. În momentul când montezi dansul, trebuie să-ți faci rost și de costumație. Adecvată dansul. Da. Atunci nu are niciun sens. Da. Să te apuci să dansezi altă zonă în costumul tău. Și vă întreb, așa ca specialist, vă pun o întrebare personală. Care este coreografia de dans pe care iubiți cel mai mult? Dumneavoastră, domnul Gheorghe Motoc, coregraf. Nu știu. Eu toate, în general toate, nu. Dar trebuie să fie ceva care vă place mai mult. N-am o preferință. În tinerețe, cel mai mult mi-a plăcut călușul. Și, în general, dansul de banat. Dansul de banat. Da. Pentru că, ca dovadă, am fost plecat și am intrat la ansamblu Banatul în 76. M-am dus cu o fată de aici, din Făgăraș.
care a rămas în ansamblu. Eu trebuie să vin înapoi acasă pentru că plăteam școlarizarea. Și atunci m-am retras. No, și de aia. Deci Banatul mi-a plăcut. Și să înțeleg că urmează să faceți și coreografie de Banat cândva cu ansamblu Horița. Da, 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 da. Da. Eu vă doresc mult, mult succes în continuare în toate planurile pe care le aveți legate de ansamblu Horița. Să vă dea Dumnezeu putere să puteți să vă duceți la îndeplinire tot ceea ce v-ați propus cu ansamblu și dumneavoastră și domnului Ovidiu Moga și de asemenea părinților și copiilor din ansamblu Horița, da, care muncesc. Și mulțumim și pe această cale și autorităților care ne sprijină și ne susțin. Bineînțeles. Primăriile în general. Primăriile în general. Și ne dorim să ne susțină în continuare. Da. Emisiunea Vatra satului Făgărășan se încheie aici. Urmează o altă emisiune cu un invitat surpriză săptămâna viitoare, vineri. Vă mulțumim pentru prezență și pentru participare și nu uitați, veșnicia s-a născut la sat. Îmbrăcați costumul popular, iubiți-vă obiceiurile și tradițiile, păstrați-le cu sfințenie, pentru că ne reprezintă ca popor și ne fac unici și speciali în lume. O zi frumoasă în continuare!